Și? Când ați urcat pe scenă, n avea suflu sau ce? Bă, și n-am, adică amețeam. S-a deschis pe lângă electroputere un club, prima dată, de judo. M-am înscris la judo. Ajunsesem să fiu, voiau să mă bage să fiu campion național la categoria mea. Pentru, un spectacol de poezie ați ajuns la judo? Păi, da, nu -aveam, aveam forță. Și trebuia și nu mă interesa pe mine să bat pe cineva. Dar pregătirea, până mai de pe saltea, era uh, cumplită. Și atunci am început antrenamentele serios. Eu nu mă duceam acolo uh, să mă joc. Și chiar munceam de nebuneau. Deci, Antrenor a spus că nu se poate. Eu am stofă de campion. Eu voi fi campionul României. Într-un an de zile mi-a garantat de spus că nu vă pasionează, că sunteți nu, puțin eu orientat fac, către... lasă-mă, bă, nea... Lasă-mă să cânt! Lasă-mă pe mine acum, mă să cânt. Da. Și am, uh, am făcut, am muncit și... Uh, păi Mi-aduc aminte, veți judo, ce însemna așa asta. Aveam o, uh, jucam în uh, dale carnavalului, catindatu, jucam în regia lui Valeriu Moisescu. Și când veneam la naie, în final, da? Spărgeau ăștia ușa. Uh, pampon și cu crăcănel ca să intre și spărgeau ușa și când spărgeau ușa eu eram mai departe. Cădeau grămadă cu ușe cu tot jos și eu îmi luam vânt că eram tembelu și îmi luam vânt și intram în scenă venind de departe și nu găseam ușa și atunci făceam un salt pe care numai dacă făceam judo puteam să-l fac. Zburam prin aer și, când făceam bătea clasică judo și dădeam cu palma în scândură aia suna de zicea mea, gata mori. Adică era deci v-a, va ajutat judo asta? Aceea, nu a fost Orice ceva. sport ajută în, în profesia de actor Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine